Au fost temperaturi de primăvară și astăzi în mare parte din țară, dar din această seară vremea se răcește puțin. Sfârșitul de săptămână vine însă cu un nou val de aer cald, deci cu maxime mai potrivite pentru luna mai decât pentru luna februarie. Directorul general al ANM, doamna Elena Mateescu, este în legătură directă cu noi la această oră. Mulțumesc pentru această intervenție, doamna Mateescu. 20 de grade, ne îndreptăm spre această temperatură? Bun găsit! Într-adevăr, ne îndreptăm spre această temperatură, de altfel și la ora 16 consemnăm 19 grade la Calafat și Zimnicea, 15 grade la București și la Reș, valori de pildă pentru Calafat și Zimnicea cu peste 10 grade decât ar fi normal pentru această perioadă. Ieri am consemnat la Târgu Jiu și Calafat 21 de grade, sunt cele mai ridicate valori din luna februarie din acest an, cu 19 grade în capitală. Mâine vremea se va răci în special în regiunile extracarpatice, valorile se vor apropia de cele normale pentru această perioadă, nu vor depăși 5-6 grade Celsius, în timp ce în restul țării mai putem consemna valori peste normele climatologice, valori de peste 10-14 grade. Vineri și sâmbătă, de asemenea, valori situate între 5 până la 14 grade, pentru ca sfârșitul de săptămână, din nou sâmbătă, să vorbim de 20 de grade, în special în lunca Dunării. Iată, din nou valori de 20 de grade și chiar și ziua de luni, deci noua săptămâna care urmează, valori de 16-17 grade în sudul extrem al Munteniei și al Dobrogei. Însă vorbim și de posibilitatea ca mai ales în următoarele două zile, când vorbim de o vreme mai rece în regiunile extracarpatice și de asemenea și în zona de munte, să consemnăm la altitudini mari de peste 1500-1700 de metri, predominant ninsori, în timp ce în, la altitudini sub 1500 de metri, în special în est-sud și parțial în centru țării, să vorbim și de precipitații mixte și ploi în restul țării, dar și intensificări ale vântului de 70-80 de km pe oră în zona montană și 40-50 de km în zonele mai joase de relief. Doamna Mateescu, mulțumesc pentru această